Pomona porcului la stațiunea viticolă Drăgășani, 23 decembrie. Să trăiți, domnul Marian! Cu sănătate, toate cele bune! Pomona porcului la stațiunea viticolă Drăgășani s-au întâlnit două asociații culturale, frate și soră, Oltul Cultural și Rusidaba Culturală. La mulți ani! Să trăiască porcul care l-am tăiat! Ca pe firulei să nască, la mulți ani, mulți ani cu bine. Ca pe firulei să nască, la mulți ani, mulți ani cu bine. Stațiunea viticolă Drăgășani, maestru Marian Bărescu a organizat pomana porcului. Să mai și la anul și la mulți ani. Și la mulți ani, la mulți ani. Domnul Cărbunescu, la mulți ani. Doamne ajută. Doamne ajută. Pe care Maria o cheamă. Aici artiști, scriitor, ziariști. Nu, eu nu beau. Ei, dragilor, cum vedeți, noi am ajuns un piculesc cam târziu pentru anul ăsta, ce e mult prea devreme pentru la anul. Ne aflăm aici la stațiunea de cercetări viticole. Zicea mama, vezi că acolo am făcut eu lucrarea pentru diplomă. Lucrat ca profesor de biologie. Haideți să vedem ce scrie pe tablițele pe acolo. Iată, Academia de Științe Agricole și Silvice. Stațiunea cercetări și producție Viti. Din Nicola Drăgășan Vâlcea. În 1936-1986 s-a așezat această placă pomenală. De septembrie 1906, prilejul sărbătoririi semicentenarului stațiunii de cercetări viticole Drăgășani. Da. După cum puteți vedea, sunt mașini din județ și din împrejurii Olt, Argeș, văd, pentru că se desfășoară o activitate de sezon. După cum ați văzut acolo, tăiatul porcului, pomana porcului și tot ce ține de această tradiție, o să ne întâlnim și cu domnii organizatori, să luăm câteva interviuri. Îmi face o mare de plăcere. Ce faci tu, prietenul? Nici nu găsesc cuvinte, deosebite, plăcere. Ce faci tu, prietenul meu? Hai să te îmbrățișez. Ce faci? Păi dacă vreau să te mint, zic că bine, dar dacă e să spun adevărul, viață de artist, ziua veselă, noaptea tristă. Faci bine, lasă. Dacă sunt bine. Da, chiar mă bucur că, băi, zic, dacă a venit și Valerica, participăm iar la un concurs, facem un concurs de dans. Da, de ce nu? Da, corect. Se organizează cineva sau? Tu ai o armă în spate? Sau da, este arma arma, care, arma cea frumoasă, cea, care exact, toți ne evidențiem. Unde arătăm. Bine, eu merg și Valerica, mai vorbim acolo. Ce da? Faci? Reciți ceva? Joci ceva? Dacă e organizat ceva? Dacă e despre țara mea frumoasă, despre România mea. Despre țara ta? Da. Da, ai văzut că sunt cel mai frumos? Și fac parte din trupa de colinde. Ai văzut că sunt cel mai frumos din orașul acesta? Sigur. Filmulețul? Cel mai frumos din orașul acela. Acela? Da. Dar aici suntem în patria vinului. Noi cântăm colinde astăzi. Superb, e bine, aici. Deci am venit pregătit cu pentru arma cea plăcută. Pentru învierea Domnului, pentru nașterea
Domnului Iisus Hristos. Că nu, da. Nu știu nimic, decât m-a invitat domnul Borescu, dar nu știu ce... Bine. Da? O să fie bine, spun eu. Bine, spui. Mi-e frig. Mersi mult. Iată, dragilor, că prietenii vechi, câștigătoarea, deci împreună cu Valerica Predescu, am câștigat un concurs de dans la un revelion, tot așa organizat de Societatea Culturală Anton Pan. Bună ziua, bună ziua, cu cine sunt de vorbă? Cu domnul Gorjan Sergiu Ștefan, secretarul științific al Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație Drăgășani. Mamă, m-ați dat gata. Ce știți despre organizarea acestui eveniment? Este un eveniment amplu, organizat în spiritul sărbătorilor de Crăciun, păstrând tradițiile românești, adică cu o degustare de vinuri, o pomană a porcului, am sacrificat un porc, și continuăm cu o țuică fiartă și colinde tradiționale. Avem un repertoriu de muzică lăutărească, colindători copii și muzică patriotică. Deci dumneavoastră faceți parte din organizatori. Da. Dumneavoastră și împreună cu... Cu Asociația Culturală Rusită și cu Liga Scriitorilor filiala Vâlcea și Drăgășani. Și plus toți scriitorii din zonă, din zona Vâlcii, din zona Oltului, din zona Argeșului, Bucureștiului, sunt toți aici prezenți. Veni Liga Profesorilor. Din zona Argeșului, de la Petea. Da, da, da. Da, noi vă mulțumim și suntem cu echipa dumneavoastră. La mulți ani și Crăciun fericit. Mulțumim de suflet, numai bine. Felicitări pentru organizare și inițiativă. Iată că fără să vrem, avem aici și prietenii noștri, patru pezi. Fericit că nu are soarta porcului. Nu să... Da, iată-ne intrați aici în... Da, mă zic că e un telefon, deci se găsește cineva, deci... Da, și de obicei cei care știu că filmez, dar cred că o fac intenționat. Și bineînțeles ne întâlnim cu domnul Cărbunescu aici, să trăiască domnul Cărbunescu! La bună revedere! Ce mai face domnul Cărbunescu? O să ne cântați ceva astăzi? Nu. Nu cântați nimic la... E, nu cred eu cu atâta vin și... Voie bună aici, nu mă... Dar eu n-am vrut să beau pe șofer. Dumneavoastră n-am vrut să beau pe șofer, eu nu beau din alte motive, deci bea lume puțin. Așa cum s-a spus, degustări de vinuri. Avem și un acordeon care ne va prezice că va fi ceva. Se pare că abia acum începe lumea să se strângă. Rămâneți aproape cu noi. Să rămână, să rămână! Poeta noastră, ce mai faceți? Sunteți bine, dar dumneavoastră. Doresc să mă prindeți din urmă cu anii. Gata, sunt pe urmele dumneavoastră. Haideți să le spunem telespectatorilor noștri cine sunteți dumneavoastră. Eu sunt scriitoarea Floarea Nițescu. Care a filmat împreună o lansare de carte. Care am participat pe la Craiova, pe la Revelionul Scriitorilor. Am participat pe unde am fost invitată, cu mare drag. Și aveți un vers care scrie foarte frumos, Floarea sunt și așa mă cheamă. Cartea mea se intitulează Floare sunt și așa mă cheamă și rog să mă luați în seamă, atât și mai mult doresc. Să ne iubim, să ne întâlnim cu bine, Doamne ajută! Și să ne bucurăm de evenimentele organizate de Rusidava Culturală. Da. Domnul Marian Bărăscu. Domnul Marian Bărăscu pe unde? E cu organizatorii. Îl lăsăm. Îl salutăm și pe domnul Paulian Buicescu. Bună ziua, domnul Paulian Buicescu. Vă mulțumesc din suflet pentru toate mesajele care mi le trimiteți de fiecare dată, orice sărbătoare. Toma, seara am fost interzis. Mi s-a tăiat
coața. N-am umblat cu chestia cu vaccinări, n-am umblat cu politică, n-am, numai poezie chestiile. Și m-am desfințat aseară. Dar... coața. Păi dar de tot sau v-au interdicție pe... Este 24 de ore. 24 de ore, se mai întâmplă chestii de astea. Da, dumnealui îmi trimite de fiecare dată informații despre sărbătorile religioase, despre toate și sunt la curent. Îi mulțumesc pentru asta public. Nea Mărin Mitroescu se pregătește să ne încânte aici cu instrumentele. Unde e televiziunea? Cum? Unde e televiziunea? Asta e mai mult pe internet. Pe internet. Unde e online. Pe internet, pe internet. E mai greu, dar... Bă, găsiți pe cineva și... Băi, mama, e, vezi că sunt pe Vertical TV. Da. Marina a etalat instrumentele, cunoscut și sub pseudonimul de Nea Mărin Drâmbă de la aceste instrumente, dar are mai multe și acum a venit cu mai toate așa. Lasă-mă, ele m-a făcut Dumnezeu. Nea Mărin este fereglabil. Reglabil. De ce zice reglabil? Că schimb tonalitatea de aici. Și din material special. Ai vreo unul? Da. Ăsta, ăsta și cu ăsta. Ăsta. Trei. Ia. Ia și domnul Tatian Miuță, împătimit al fluierului. Și nepoții știu să cânte. Ăsta nu e fa. Ăsta e tot ăsta? Da. A venit și domnul Marian Bărescu să-i luăm și dumnealui câteva cuvinte. Să trăiască... Cu sănătate, la asta. Câteva eu cuvinte. Sunt capul răutăților, eu sunt. Câteva cuvinte? Așa. Să mergem un pic acolo... Socializare, puțin mai târziu. Un pic. Mai târziu, mai târziu pic? Facem okay. Interviu, sigur okay. Că da. Domnul Marian Brăscu, președintele Asociației Suicidava Culturală. Nu știu dacă poate. Auzi că nu știu dacă poate.
Am înțeles, am înțeles. Bună ziua, bună ziua! Cei doi frați, domnul Bărăscu și sănătate, Doamne ajută! Și eu mă bucur enorm. Cei doi frați care fac o scenetă cu domnul Bărăscu, nu-i așa? Să ne spunem, de-aia aveți și ținuta corespunzătoare. Anul ăsta, acum la acest eveniment, ce ne pregătiți? Ce ați ne-ați pregătit deja? Câteva colinde. Câteva colinde. Câteva colinde, da. Ca să știți și spectatorii, sunteți domnul? Ilie Amza, vicepreședintele Asociației Rusii Dava. Vicepreședintele Asociației Rusii Dava. Deci domnul președinte și vicepreședinte. Domnul președinte Marian Bărăscu. Domnul președinte Marian Bărăscu. Da. Da, prin pandemia... Da, discutăm. Aha, cu care? Cu care? Dacă mi-am și pistola aici, da. Poți să stai unde vrei tu. Costumele. Ce că nu mai mintă. Aparat, aparat unde vrea. Vă dați mai în spate sau Virginia, iată, un, doi, trei, dacă nu zâmbiți, ieșiți nerângi. Vă spun eu ca să zâmbiți, brânza s-a stricat. Brânza pute, nu da. Toată lumea brânză. Oricum o să mai scoate, mulțumim. Făcui ce făcui, acum mai făcurăți și restul. Thank you.
Dar care e datorii? Iau de aici, mai stai. Vin corindătorii cum venea odată mergurile sunt colite-n seara asta minunată mergurile dar ligura arsă și nu știi din lacrimi mergurile dar degea sânge prea degea m-a patit. La masă lerile mi-i trimite Sfântul să încerce mila lerile domnilor de astăzi să deschidă mila lerile. Aranjamento.